Aș începe cu discuția despre Cartea Electronică de Identitate, având în vedere că după ce a fost prezentat proiectul pe site, au fost discuții contradictorii, tot felul de interpretări și cred că este bine și normal ca să vă comunicăm direct despre ce este vorba. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat ordonanța de guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, un proiect esențial pentru toți cetățenii. România este obligată să emită documente electronice de identitate începând din luna august a anului viitor. Există un regulament european publicat în luna iulie 2019, la care trebuie să aliniem și legislația noastră națională. Asta înseamnă că trebuie să parcurgem rapid toate procedurile legislative și tehnice. Cartea electronică de identitate va simplifica modul în care cetățenii români vor putea circula în afara României, în spațiul Uniunii Europene. Se creează posibilitatea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate de a obține o carte electronică de identitate fără a mai fi necesară stabilirea domiciliului în România. Documentele electronice de identificare vin cu elemente suplimentare de securitate și cu garanții că persoana care prezintă documentul este în fapt titularul acestuia. Producerea noilor acte de identitate se va realiza centralizat de către Compania Națională, Imprimeria Națională. Cărțile electronice de identitate vor simplifica mult relația cetățenilor români atât cu autoritățile naționale, cât și cu cele din alte state. Prin intermediul cărții electronice de identitate, cetățenii vor putea să interacționeze cu autoritățile administrației publice, putând solicita prestarea de servicii, indiferent de locul unde se află, adică vor fi eliminate celebrele cozi de la ghișeele din zona Ministerului Afacerilor Interne, cât și din alte zone ale administrației publice. Cartea electronică de identitate va asigura funcționalitatea de card de sănătate prin înscrierea în chip a unui certificat digital care va fi emis de către Ministerul Afacerilor Interne și care va permite titularului să se autentifice în platforma informatică de asigurări de sănătate. Se creează posibilitatea de a opta pentru eliberarea unei cărți de identitate simple, așa cum este și în prezent, pentru cei care nu doresc, din orice motiv, o carte electronică. Această carte de identitate simplă nu va conține un chip ori date electronice, dar va prezenta un grad ridicat de securitate. Dar aș dori să atenționez că acest tip de carte fără chip nu va putea fi folosit, începând cu anul viitor, pentru a ieși din țară. Săptămâna viitoare, marți, Ministerul Afacerilor Interne va organiza și o dezbatere publică privind acest proiect, la care pot participa cei interesați și care pot trimite până marți propuneri de îmbunătățire a proiectului, exprimând aici, în calitatea mea de ministru al afacerilor interne, toată deschiderea pentru orice propunere.